Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în această zi, la slujba pe care ați pregătit-o duminică în casa Domnului plină, și pentru că Duhul Sfânt descoperea că sunt peste 20 de persoane fără haină de mântuire, vreau să am un cuvânt în direcția aceasta. Știți că mai nou există o știință nouă în facultăți. În urmă cu 20 de ani, când am făcut facultatea, eu nu am auzit de acest profil. La orice universitate din România, mai nou există profilul numit nutriție. Am o verișoară care a făcut 3 ani de zile nutriție. Nu știu ce studiază, dar oricum există profilul numit nutriție. Adică suntem tot mai preocupați de ce mâncăm. Când eram săraci, mâncam ce era. În anii 80, când m-am născut eu, era comunist, nu se puneau întrebări despre calorii, euri, mâncam ce era. A venit libertatea și am început să mâncăm ieftin, bucuroși de conserve, de cremuri, de tot ce venea despre Europa, gunoaiele acestei Europe. Au început să apară bolile. Mă, nici așa nu-i bine. E ieftin, dar prost. Cancer, probleme de stomac. Și am început să ne gândim mai serios. Măi, ce mâncăm? Am găsit în Scripturi un principiu legat de nutriție. Nu o să-ți vină să crezi că și Biblia are ceva de zis despre asta. Am să citesc din Proverbe 15 cu 17. Și să știi că la nicio facultate din lume, în 3 ani de facultate, la nutriție nu-ți spune asta. Proverbe 15 cu 17. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Amin. Extraordinar. Biblia spune că, de fapt, cel mai important aspect al mesei e atitudinea cu care mănânci. Eu presupun că un bou are mai multe calorii decât niște salată verde, verdura, cum ziceți voi. Și totuși Biblia spune mai bine verdeață, dar să fie pace în casă, dar să fie bucurie la masă, să fie înțelegere, să fie bucurie, decât să fie bou îngrășat și mâncăruri scumpe și restaurante și în inima ta să nu fie pace. Hai să transpunem în domeniul spiritual. Să tot plânge biserica de un lucru, că nu avem predicatori, că nu există hrană. Frații mei, eu înțeleg din Scripturi că mai bine un predicator slab și un popor flămând după Dumnezeu decât un predicator bun și un popor sătul de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să pună în această zi noi foame după El. Dragii mei, România nu are nevoie de predicatori mai mulți. Italia nu are nevoie de predicatori. Biserica Philadelphia nu are criză de predicatori, cum spun unii, poate, în inima lor. Dumnezeu are oameni. Este o mare criză în biserici de oameni care să asculte cuvântul lui Dumnezeu cu foame. Dumnezeu să ne dea foame în ziua de astăzi. Oare nu ăsta este, de fapt, mesajul pildei semănătorului? De când eram copil, am auzit foarte multe interpretări legate de pilda semănătorului. Ba una, ba alta. Toate pildele sunt foarte mult tălmăcite și chiar, din păcate, răstălmăcite. În copilăria mea auzeam legat de pilde cu tare, săpau frații mai mult decât a vrut Dumnezeu să vorbească, și cine-s bănuți, și cine unde lemnul, și scormoneli fără niciun rost. Orice pildă a Domnului Iisus are un singur mesaj central. Domnul Iisus folosea povestea sau pilda sau parabola să ilustreze un principiu. Care este principiul din pilda semănătorului? N-am să o citesc, timpul e scurt. Care este mesajul central? Păi slavă Domnului că ne zice Domnul Iisus însuși. Și ce bine că ne-o tălmăcește El, că o făceam și pe asta praf. Ucenicii întreabă, Doamne, care este înțelesul pildei semănătorului? Și mulțumim lui Hristos că și-a făcut timp să ne-o tălmăcească. Auziți cum se termină pilda semănătorului în varianta din Luca. Luca 8 cu 18. Luca 8 cu 18. Luați seama, dar, la felul cum ascultați. Deci despre ce este vorba în pilda asta? 4 pământuri, 4 feluri de a asculta Evanghelia.
Rest, Dumnezeu este interesat de felul în care noi ascultăm predicile. Dumnezeu n-a fost niciodată în criză. Dumnezeu n-a fost niciodată lipsit de oameni care să aducă mesajul Lui. Însă, dragii mei, în lumea noastră contemporană avem atât de mulți oameni sătui și plictisiți în biserici. Dumnezeu să ne trezească mintea sănătoasă. Dumnezeu să pună în noi pasiune pentru cuvântul Lui. Luați seama la felul cum ascultați astăzi. Mai spune Hristos, cine are urechi de auzit să audă, adică să asculte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, mă uit la un predicator. Citesc acum cartea de vizită a unui predicator cunoscut de noi. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră l-ați chemat la mansul la evangelizare. Da. 1 Corinteni, capitolul 2, zice Pavel așa, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Zice Pavel, fraților, când am fost la voi la mansuie, eu n-am predicat foarte bine. N-am avut o vorbire strălucită, n-am avut o predică foarte grozavă din perspectivă omiletică. Pe cum? Uite așa spune Pavel, fraților, nu am predicat grozav, că secretul nu e aici. Zice cuvântul mai departe, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Slavă Domnului! Nu că Pavel n-ar fi știut. Biblia nu spune nicăieri că Pavel a fost un bâlbâit, cum predică unii. Biblia nu spune nicăieri că Pavel a lipsit de la omiletică la picioarele lui Gamaliel. Spune, n-am vrut! N-am vrut! Pentru că biserica contemporană, care este îndrăgostită de vorbitori celebri, îndrăgostită de retorică, de povești lacrimogene, de artificii, să înțeleagă că, de fapt, la temelia credinței nu este retorica și vorbirea frumoasă. Și pentru ca voi, frați și surori, să nu vă ancorați credința în oameni cu papagal, în oameni care au spirit de manipulare. Nu aici este rădăcina, nu aici este secretul credinței. N-am vrut să predic, nu că n-am știut, pentru ca credința voastră, spune el, să fie ancorată în altceva. Și învățătura, haideți să vedem versetul 3, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 3, spune, eu însumi când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Da? Să ne imaginăm că Pavel ăsta ar fi membru la Dej și vine păstorul, fratele Mariu, mă întreabă, măi, mi-am auzit că ai un evanghelist, unul Pavel, cum îi? Și aș zice, măi, fraților, chemați-l, dar e slab, e fricos și plin de cutremur. Ce ziceți? Da, ne uităm la cartea de vizită, apostolul Pavel, slab, fricos și plin de cutremur. Frate Mariu, să-l chem? Eu nu l-aș chema. Dar auziți ce spune Pavel? Și învățătura și predicarea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare. Carul Evangheliei n-are nevoie de cai retoricii noastre. Auziți, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. O, Doamne, lucrează în felul ăsta asta. Pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, pe carisma nu știu cărui predicator celebru, ci credința voastră să fie înrădăcinată în puterea lui Dumnezeu. Frații mei, înțeleg că nu e nevoie de oameni cu predici grozave, e nevoie de un popor flămând de Dumnezeu în această adunare. Asta mă învață pilda. Știți ce e surprinzător? Că la predica asta, zice cuvântul în Fapte 18, că mult popor a crezut în Domnul. La predica asta slabă, plină de cutremur, predicatul ăsta slab, Biblia spune că mulți s-au întors la Dumnezeu în Corint. Dumnezeu să ne trezească. Patru pământuri, patru feluri de a asculta Evanghelia. Tu cum asculți? Și cuvântul lămurește din start. Și Iisus aici... Cine are urechi de auzit, să audă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Întăresc ce am spus, frații mei, niciodată sămânța nu-i problema. Când citești în pildă acolo, unul 30, altul 60, altul 100, te gândești, măi, probabil sămânța. Orice agricultor se gândește, din moment ce aduce numai 30, probabil că sămânța e slabă. Nu, Biblia spune că sămânța e cuvântul lui Dumnezeu.
frații mei, sămânța n-are probleme. Ce frumos întărește Petru, îmi place cuvântul acesta, în 1 Petru capitolul 1 spune, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Frații mei, asta se predică la Mansu, în fiecare joi, în fiecare marți, duminică, oricând se predică cuvântul care-i viu, zice în Evrei, lucrător și rămâne în veac. Sămânța n-are probleme, sămânța asta nu poate putrezi, sămânța asta nu cade în dimineața asta fără rod. Și auziți cum spune mai jos, că orice făptură este ca iarba, toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă, floarea cade jos, se compară cuvântul cu imperiile, cu America, cu Rusia, cu milionarii, spune, tot ce-i făptură, tot ce se naște moare ca iarba. Dar auziți, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și încheie Petru, și acesta este cuvântul care v-a fost vouă predicat la Mansuie, frați și surori. Sămânța-i grozavă, sămânța-i cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Ea nu are probleme, ea nu este moartă, ea nu-i mai slabă ca să bâlbâie un frate, nu. Ea are putere intrinsecă, adică în ea însăși. Viu, veșnic, rămâne în veac. Și asta s-a predicat și asta se predică până la ora 3 sau 4. Însă, frații mei, întrebarea este, cum ascultăm noi Evanghelia? Prima problemă, primul pământ, sunt trei strategii ale diavolului de a nu te lăsa să rodești. Ce cuvântul și în Matei 13 și în Luca 8, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, da? Strategia vrăjumașului îi să te facă să nu înțelegi. Da? Orice distragere atenției, orice foială, orice telefon, orice copil care deranjează. Duce aici, ca tu să nu primești cuvântul. Primul plan al vrăjmașului e să nu pătrundă cuvântul deloc, dacă se poate. Nu uitați, primul pământ este singurul în care nu intră sămânța deloc. În toate celelalte trei intră sămânța, dar nu aduce rod întotdeauna. În pământul din tâi nu intră nimic, adică e beton. Nu înțelege. Luca spune despre cei căzuți lângă pământ, zice, în pământ bătătorit, cei încupiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine vrăjmașul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să ajungă la mântuire. Da, trei cuvinte, Luca și Matei, spune, să nu înțelegi, dacă nu înțelegi, n-ai cum să crezi, și ascultă-mă tu care nu ești mântuit, dacă nu crezi, nu poți să fii mântuit. De aceea ne rugăm în această dimineață Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Dumnezeu să nască în voi credință. Și când vine credința, vine mântuirea prin credință. Măriți să fie Domnul. O strategie. Oamenii ăștia sunt oamenii care nu primesc deloc. Eu mă rog ca Dumnezeu să se îndure de oamenii ăștia. Eu i-am numit pe ăștia surzii. Împotrivitorii, în ăștia nu intră nimic, Domne, și sunt aici, și vine, și pleacă, și nimic nu a rămas. Pământul ăla bătătorit. De aceea ne rugăm Domnului să vindece orice surzenie spirituală. Ca așa zice în Matei 13, ei măcar că aud, tot în contextul pildei acestea, măcar că aud, ei nu aud. Măcar că aud, nici nu înțeleg. Cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, nu cumva să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice, zicea Iisus, de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Așadar, dragii mei, Dumnezeu nu ne cheamă să răcnim mai tare. Noi penticostalii strigăm tare, nu. Nu ne cheamă să fim mai expliciți, mai ilustrativi, mai narativi. Dumnezeu îmi face de cunoscut din cuvânt că problema e la surzenie, la ureche. Ne rugăm Dumnezeu să vindece urechile surde.
Dumnezeu să prelucreze inimile împietrite. Iată mai multe nume aici, surzi, împotrivitorii, necredincioșii, împietriții, așa îi numește Biblia. Dumnezeu să se ocupe de cei împietriți. Iată prima strategie a diavolului, care reiese din primul pământ. Diavolul vrea să nu primești deloc. Adică strategia lui numărul unu este distragerea atenției. Vine vrăjmașul și fură ce a fost semănat. Dragii mei, să fim foarte, foarte expliciți în această privință. Prima noastră bătălie nu este mâine cu ispitele băuturii sau ale sexualității. Ispita mâniei că ne calcă pe bec. Prima mare bătălie a oricărui creștin e la biserică. Satana face tot ce poate să nu te concentrezi la predică și la rugăciune. Da? Dacă se poate, să fure sămânța până nu a intrat. De aceea, zicea Ioan, în ziua Domnului eram în Duhul, pentru că la biserică se poate veni și altfel, în firea. Dragii mei, să dă o bătălie pe viață și pe moarte, să fim în Duhul duminica la biserică. Tu cum ești în această dimineață? Și folosește diavolul tot arsenalul posibil. Vii aici și ții mintea la afaceri și nu intră nimic. Ai pierdut deja bătălia. Și vii aici și ții capul la rețete și la mâncarea de acasă și ce o să faci mâine și facturi. Și deja diavolul câștigă. Înțelegi tu că Dumnezeu te vrea să fii în Duhul? Să fii cu inimă deschisă? Să sorbi? Și te decontează diavolul cu telefonul. O altă strategie, asta e foarte frecventă. Mă uit în biserici la oameni care stau pe telefon. Păi nu vă supărați, n-are cum să-L mântuiască Dumnezeu pe unul care stă pe telefon. De ce? Că n-aude. Mai ales când e vorba de adolescenți, dragi părinți, faceți tot posibilul să nu îi lăsați cu telefoane în biserică. Cineva îmi spunea mie, un om de ordine, frate, la noi la biserică, acolo sus, știu rândul ăla, din 10-18 pe telefon. Păi, dragi părinți, cum să-L mântuiască Dumnezeu când El n-aude? Știți că adolescenții când stau cu telefonul în mână, n-aud, îți surzi. Îi spui de 10 ori, du-te și închide, n-aude. De ce? Că n-aude. Un om cu telefonul în mână n-are cum să audă. De aceea, ca să-i mântuiască Dumnezeu, să le luăm telefoanele. Eram într-o biserică, urma să predic, doream să lucreze Dumnezeu, am făcut chemare în ziua aia. În fața mea un tânăr să juca râma pe telefon. Mi-am dat seama că pe ăsta l-am pierdut din start, n-are cum să se pocăiască, că ăla n-aude, că el e cu râma. Și alții urmăresc alte lucruri și am avut neharul să predic în timpul ultimelor două finale de campionat mondial. Una eram în Canada, una în România. N-ai avut cu cine să stai de vorbă. Frații mei, înțelegem noi strategia demonică de a ne deconecta de la cuvânt, adică să nici nu intre nimic ca în beton, ca să fii conectat în altă parte și uneori nu neapărat lucruri de astea, fotbal și râma, nu domne, suntem pocăiți, dar nu ne place stilul predicatorului. Există un soi de moft între noi, suntem niște oameni atât de pretențioși și mi-am dat seama că foarte puțin predicatori îmi intră la inimă și nu-mi place de ăla că țipă tare, ăsta e prea de la țară, are numai 4 clase, ăsta e prea elevat și să dă mare teolog și are limbajul știu cum, ăsta e prea cu întâmplări, ăsta e prea plângăcios, ăsta e prea teologic și frații mei, ne blocăm în stilul, în moaca, în faptul că știm noi ceva de pe internet despre predicator și respingem cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, eliberează-ne minte. Să ascultăm cu o inimă deschisă. Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea pământ e o altă strategie a diavolului. Ce cuvântul aici, sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude cuvântul și îl primește, două cuvinte aici, îndată și cu bucurie. Ăștia sunt exact opusul. Primesc repede și cu bucurie. I-am numit eu entuziaștii. Dacă primii sunt respingători, atei, împotrivitori, împietriți, surzi, blocați, ăștia sunt exact opusul. Primesc repede și cu bucurie. Entuziaști. Ăștia plâng la predică. Ăștia se predau.
Să hotărăsc, gata, de astăzi. Și nu-i rău. Dar auziți ce spune Biblia aici? Dar n-are rădăcină în el. Cum se numește un om care are rădăcini pe la suprafață? Superficial, zice cineva. Adică sunt oameni superficiali. I-am numit eu entuziaști, emoționaliști. Ăștia plâng, gata, dar n-are rădăcină adâncă. Pentru că, dragul meu, pocăința nu înseamnă doar să te smiorcăiești odată într-o tabără. Eu înțeleg că Dumnezeu vrea să te schimbe în profunzime. Sămânța asta se pătrundă în adâncul ființei tale. Să-ți schimbe existența. Dacă n-are rădăcină, dacă nu te pătrunde până în străfundul inimii, nu rămâne. E doar emoția. Dumnezeu să ne păzească și de pericolul ăsta. Emoție fără transformare adâncă. N-are rădăcină în el. Și spune contul aici, și ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă și se repetă un cuvânt în Matei 13, îndată. Interesant, se repetă un cuvânt. Ăștia primesc îndată și se leapădă cum? Tot îndată. Frații mei, Dumnezeu nu iubește astfel de atitudini. Oameni care se hotărăsc repede și se lasă repede. Spune când vine un necaz. În Luca spune când vine o prigonire sau o ispită. Cad. Dar pocăința care ține până la prima ispită. Mărturisirea păcatelor care ține până la primul clic. Dumnezeu vrea transformări adânci. Rădăcină înfiptă adânc în inimă. Vrei să lași pe Dumnezeu să-ți răscolească viața în dimineața asta? Vrei să lași pe El să te transforme, nu așa numai la suprafață, și Dumnezeu să ne păzească de pericolul emoționalismului? Pentru că, dragii mei, din păcate, în mediul nostru românesc, mioritic și penticostal, treaba asta e foarte periculoasă. Suntem foarte mioritici, ne plac lacrimile, suntem emoționali. Dar Dumnezeu vrea mai mult de atât. Emoția nu e rea. În prezența Domnului se plânge, ne predăm viața, marcăm momentul acesta ieșind în față, ridicând o mână. Dar Dumnezeu vrea să rămână cu tine toată viața, până la moarte. Pocăința care nu merge până la moarte n-a fost pocăință. Mă amintesc de un moment în istoria orașului nostru, când în Arad, în 1994, Dumnezeu a făcut o trezire unică în cartierul în care eu am crescut, în Bujac. Nici până atunci și nici de atunci așa ceva nu a mai fost. Era o vreme când efectiv părinții își țineau copiii în casă, îi încuiau și spuneau, n-aveți ce căuta la biserică. Era atât de mare harul încât copiii săreau pe geam la 10 ani, la 12 ani, fugeau la biserică, intrau și erau botezați cu Duhul Sfânt. 200 de persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt în câteva săptămâni. Măriți să fie Domnul! În anul acela, în 1994, cred că a fost, deși n-am studiat, cel mai mare botez în apă. Și mi-amintesc că după multă vreme, cu nostalgie, mă uitam pe Facebook și cineva a pus o poză cu botezul din anul 1994. Atât de mulți tineri plini de Duh și amintiri frumoase, cu flori, cu haine albe. Am plâns că mi-am amintit de anii aceia când eram tânăr și neamurile mele și prietenii mei de la grădiniță, de la școală, primiseră Duhul Sfânt. Să, frații mei, am plâns de unul singur în casă, pentru că mulți dintre ei nu mai sunt în biserică. Pe Dumnezeu nu-L impresionăm cu poze, cu cifre, cu flori, cu haine albe. Ne-a chemat Dumnezeu la mântuire și mântuirea asta trebuie dusă până la capăt. Dumnezeu să ne elibereze de orice formă de emoționalism ieftin. Dumnezeu mă cheamă să mă predau astăzi, să-mi schimb viața și să las pe El să pătrundă adânc, să mă schimbe, să mă mântuiască și să-mi revoluționeze viața. Asta e pocăința. N-ai vrea să lași pe El să te transforme în ziua de azi? Doamne, mântuiește! Doamne, împarte haine albe! Mai zice cuvântul aici de o treia categorie.
Sămânța căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, ăștia n-au nicio reacție. Nici în Luca, în Luca zice, își văd de drum. Primii resping, ăștia să luptă, Dumnezeu este o entitate, adică luptă împotriva Lui. Așa s-a tei. Dumnezeu nu e nimeni, e dușmanul lor. Există entuziaștii, ăștia dintre noi, primesc, dar nu țin. Uite categoria asta de indiferență. Ăștia n-au nicio reacție. Nicio reacție. Aud. Nu resping, nu plâng, nu zic că a fost rău, l-a chemat cineva, Doamne, a fost cum? Bine. Și-și vede mai departe de drum. Adică un soi de indiferență. Să știți că această atitudine este foarte specifică generației noastre, tinere. Noi ăștia crescuți în secularism, noi ăștia fără identitate religioasă. Sunt foarte mulți creștini nominali și sunt și aici astăzi. Adică ei nu-s nici cu popa, nu-s nici cu moaștele, n-au nimic împotriva pocăiților, nu-s nici cu martori, nu-s nici cu crucea, nu-s cu nimeni, ăștia indiferenți față de orice atitudine. Nu zice nu, nu zice da, nu plânge, nu respinge, nu te critică, domne, cum a fost? Bine. Aud cuvântul, dar n-au reacție. Însă problema acestei generații, acestui gen de om, știți care este? Știți de unde vine indiferența? Cuvântul continuă, spune acolo cuvântul Domnului, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt. Îngrijorări, bogății, Luca completează și spune acolo de plăcerile vieții acesteia. A, aici e problema generației noastre. Nu suntem entuziasmați de nimic. Nu știi nici cine-i popă dacă este prin zonă, nu ne interesează de biserică, pentru că iubim altceva mai mult, ce anume plăcerile, bogățiile, banii, distracțiile, manelele. Ăștia nu zic nimic, dar nici nu primesc. Și oricâtă sămânță arunci între spini, sămânța este sufocată. De ce? Pentru că în inima aceea sunt multe buruieni. Sunt alte iubiri idolatre care sufocă iubirea de Dumnezeu. Ce frumos spune Ioan, 1 Ioan capitolul 2, cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragi credincioși, poate vă dezamăgesc, dar Dumnezeu are pretenția să domnească în viața dumneavoastră. Domnia lui Hristos, adevărata pocăință, presupune să renunți la orice altă iubire idolatră. Pentru că orice altă iubire, iubire de sport poate idolatră, iubire de mâncare, iubire de bani, iubire de filme, nu știu ce iubire ai, dar iubirile alea sufocă predicile și poți să vii în fiecare duminică. Câtă vreme aruncăm între spini, nu crește nimic. De aceea, în această dimineață, Duhul Sfânt vorbea și prin sora și prin frații de aici că trebuie smulse buruienele. Dragi tineri, n-ai cum, nu puteți fi mântuiți câtă vreme în inima voastră, pe tronul inimii, se află alți idoli. Dumnezeu nu se împacă cu idolii. Înțelegi? Nu se poate. Încercăm noi să inventăm pocăința aia în care, cum predica un tânăr la noi, mi-a plăcut foarte mult predica lui, spune el, noi toți vrem ca Iisus Hristos să fie Domn. Este cineva aici care nu vrea să fie Iisus Hristos Domnul vieții lui? Nu, toți vrem ca Iisus să ne fie Domn, dar puțini sunt aceia, zicea tânărul, care doresc ca Iisus să fie singurul Domn. A zis-o Hristos pentru noi, capitaliștii vremii de azi, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui? Păi mai, fraților, nu se poate și banii și Dumnezeu. Încercăm noi să inventăm pocăitul șmecher, pocăitul afacerist cu șmecherii. Frații mei, nu se poate, ori Dumnezeu, ori banii, ori Dumnezeu, ori plăcerile. Ori Dumnezeu și Hristos, ori filmele murdare. Nu se poate. În această zi ești pus în fața unei alegeri. Cine domnește în inima ta? Ești dispus să lași pe Iisus
să smulgă din inima toate buruienele? Îl lași pe el să smulgă spinii, iubirile tale idolatre, nu știu ce-ți place, nu știu ce-ți mănâncă puterea, poate Netflix-ul, poate stai prea mult pe rețele sociale, poate imagini murdare, nu știu, poate Hollywood-ul, dar în această zi Dumnezeu îți cere să lași să smulgă toate buruienele și într-o inimă curată și bună, cum zice Luca 8, să cadă azi sămânța vie care are putere. Renunță la orice Dumnezeu străin și Hristos va domni în inima ta. Hristos este exclusivist. Noi suntem democrați, să încapă și ăia și ăia, legi să încapă și musulmanii și așa în multiculturalism, să încapă și ăia. La Hristos e simplu, inima e sau a lui sau nu e a lui. Și ca să fie a lui, trebuie să zboare butoaiele din pivniță. Când vine Hristos și preia domnia ta, el sparge niște butoaie, că nu merge și Belial, Dumnezeul plăcerii și Hristos. Nu merge. Și vine Hristos și șterge din telefon numere ale unor femei care n-ar trebui să le ai în telefon, și a unor bărbați, și a unor relații, a unor prieteni de pahar, a unor oameni care te-au dus la rău. Vrei să lași pe Hristos să intre în casa ta? Trebuie să zboare de acolo niște idoli. Trebuie să zboare lucruri, trebuie să zboare oameni, trebuie să zboare relații, pentru că Hristos vrea să înceapă o lucrare nouă. Și astăzi e ziua când Dumnezeu vrea să înceapă. Îl vei lăsa să facă asta? O, Doamne, lucrează Tu! Ultimul pământ și închei. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Doamne, ajută-mă să înțeleg. Cine în Duhul înțelege? Îl înțelege, el aduce rod. Un grăunt de 30, altul 170. Zice în Luca, îl țin într-o inimă bună și curată și aduc rod în răbdare. Dragi credincioși, în cele din urmă vreau să vă spun în încheiere că există un singur cuvânt cheie în această dimineață, care face diferența între toate cele trei pământuri din tâi și al patrulea. Care e cuvântul cheie? Rod. Amin. Singura ascultare legitimă, dumnezeiască, biblică, e ascultarea care aduce rod. Repet, Hristos nu e impresionat de atitudini emoționale, nu. Rod, de vorbe mari, de promisiuni, nu. Hristos are pretenția să rodim. Dacă predica asta aduce rod în viața ta, înseamnă că ai auzit-o. Dacă nu, n-ai auzit-o. Știți, noi de multe ori credem că Dumnezeu este un om naiv și din păcate El este portretizat ca un om așa, un bătrânel prostuț, iertați-mi expresia, care dă har, ne mai iartă și mâine, ne iartă și... Frații mei, harul nu este gratuitate. Harul nu este pomană, harul este investiție. Dumnezeu, ca orice businessman, ca orice miliardar, are pretenție la profit. El aduce rod. Și da, Dumnezeu a fost bogat și ieri, a fost bogat și azi. Și-a dat, cum spune Ioan, capitolul 1, har după har. Cât har la mansuie în zilele astea. Stăruință, rugăciune cu corul, duminică plină în biserică, ceasuri întregi, Dumnezeu toarnă har după har. Dar are Dumnezeu pretenția să aduci rod. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Stătea Hristos în fața unui popor ca și dumneavoastră. Citesc un cuvânt care mie îmi dă fiori, mă îngrozește. Da, Dumnezeu nu este doar bun, Dumnezeu uneori rostește judecăți în Scripturi. Și spune Hristos în Matei 21, versetul 43, Matei 21 cu 43, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce ce? Roadele
cuvenit. Stătea Iisus în fața unei biserici ca și Filadelfia. În fața lui erau fariseii, erau cărturarii, aveau preoțimea, aveau sistemul religios, aveau clădirea, templu, aveau jertfele, aveau tăierea împrejur, semnul. Și Hristos le spune: oameni buni, vi s-a predicat Moise sâmbătă de sâmbătă, sabat de sabat, dar n-ați adus rod. Împărăția va fi luată de la voi. Și în fața lui erau oameni care se pricepeau mai bine ca noi penticostalii la neprihănire exterioară. Asta era specialitatea fariseilor. Și dacă există ucenici vrednici de farisei, după 2000 de ani, aia suntem noi. Suntem specialiști în a aranja lucrurile pe afară. Și nu spun că e rău, vă felicit, arătați foarte bine. Cum spunea fratele Petica la început, așa, la parcă sunteți puși la sfoară, ca parii de fasole, nu văd cercei nas, nu văd vopsele, e bine, pe din afară. Să în această zi Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, trece dincolo de fuste și baticuri, oameni buni, și te întreabă Dumnezeu dacă în viața ta este rod, dacă prin tine s-au pocăit oameni, dacă tu slujești lui Dumnezeu, dacă viața ta acasă este înfloritoare, Dumnezeu așteaptă rod. Ascultarea adevărată e cea care rodește în viața mea. Dragi creștini, e vremea să rodim. Îmi amintesc de anul 2006, un an special în care m-am ocupat de evangelizare în Nepal și acolo era în zona Chitwan, undeva în centrul Indiei, în centrul Nepalului, nu zonă mântoasă, zonă de dealuri, era o zonă Chitwan cu multe jungle, acolo era tribul Chapang. Tribul ăsta Chapang erau foarte sălbatici. Nu crezusem atunci că există astfel de oameni în secolul 21, nu purtau haine, n-aveau religie, erau animiști, se închinau la pietre, la bolovani, la spirite, oameni fără religie. Trăiau undeva izolați, n-am ajuns la ei niciodată pentru că de la autobuzul cel mai îndepărtat trebuia să mă duc pe jos vreo 3 zile și prindeam o noapte sau două în junglă și trebuia să dorm jos și n-am avut curajul acesta. Însă au venit ei la mine, i-am ajutat, le-am predat oarecum teologie, au învățat frații, s-au botezat, s-au încreștinat mulți dintre ei, am sponsorizat niște misionari câțiva ani, un an, doi, Dumnezeu a lucrat în chip minunat printre ei. Nu vreau să povestesc multe detalii, însă într-o zi m-am hotărât să mă duc ei la un restaurant. Nu fuseseră în viața lor la un restaurant și am zis, mă duc să-i sperie un pic. I-am dus la un restaurant foarte scump în Pokhara, un oraș frumos din Nepal, și acolo pe o insulă, în mijlocul unui lac, le-am cumpărat mâncare până n-au mai putut. Au mâncat până au crăpat. Nu știau cum să mănânce cu furculița, se uitau la noi. Erau ca buimaci. I-am întrebat, cum vi se pare lumea noastră? Și ziceau ei, e ca în paradis. Erau atât de încântați de hainele pe care le primiseră de curând, încheiați până sus, demni, mândri, bucuroși că s-au întâlnit cu Dumnezeu și cu civilizația. Când am plecat din restaurantul ăla însă, pe bacul acela, pe podul acela plutitor, împreună cu mine, cu traducătorul, cu cei doi misionari, Chapang, în ultimul moment pășesc pe puntea aia doi europeni ca și tine și ca și mine, albi. Ceea ce m-a izbit atunci a fost faptul că europenii ăștia erau mai dezbrăcați decât sălbaticii. Și nu m-am potrivit în aspectul senzual, dar am zis, Doamne, ăștia doi sunt imaginea unei Europe care se duce în jos și se dezbracă de Dumnezeu și la propriu și la figurat. Stând acolo pe podul acela mobil, Duhul Sfânt mi-a adus aminte de un verset din Matei capitolul 8, unde Hristos spune, vă spun, că în ziua aceea veți vedea la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, oameni de la răsărit și de la apus. Și veți vedea sălbatici și veți vedea oameni care au găsit pe Hristos recent la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Iar fi împărăției, asta mă doare, vor fi scoși afară. De ce? Pentru că n-au adus rod.
În această dimineață Duhul Sfânt se ocupă de fiii împărăției. Dumnezeu stă de vorbă cu tine, fiu și fiică de pentecostali, care ești născut aici, te-ai jucat pe covorul bisericii cu mașinuțe și în viața ta nu este rod. În această zi Dumnezeu se ocupă de fii de ortodoxi, se ocupă de fii de catolici, oameni buni. Suntem într-o Europa care de 2000 de ani se predică cuvântul. Îl cunoaștem pe Dumnezeu de mici. Te ducea bunica la biserică și se ducea duminică de duminică și tu abar n-ai unde-i biserica. Doamne, trezește fii împărăției. Fii ai împărăției, ascultați-mă bine. Într-o zi s-ar putea să ne trezim scoși afară. Dumnezeu în seara asta caută rod. În pilda smochinului neroditor sunt două voci. Un dialog între două voci cu autoritate. Și în această zi la Mansuie cele două voci se aud aici în adunare. Prima e vocea stăpânului. De 3 ani vin și caut rod. Și nu găsesc. Am să-l tai! E vocea dreptății, e vocea lui Dumnezeu, e vocea investitorului care ți-a dat Duhul Sfânt, care ți-a iertat păcatele, care te-a mântuit și tu ai călcat legământul, cum se spune aici. Știți ce înțeleg eu din pilda smochinului neroditor? Eu cred literalmente că Dumnezeu are pretenție ca la 3 ani de la botez să rodesc. Frații mei, e sătul Dumnezeu de consumatori care de 10 ani, de 20 de ani, ei sunt tot pipirici, tot slabi, tot mici, tot în spate, tot neimplicați. Fraților, când Dumnezeu ne mântuiește, El are pretenția ca după 3 ani să fim maturi. Cât a ucenicizat Iisus pe apostoli? 3 ani și? Păi frate, eu sunt slab. Spunea Apostolul Pavel, voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi care de mult trebuia să fiți misionari, evangeliști, trebuia să prorociți, trebuia să predicați, voi sunteți toți prunci și aveți tot nevoie de lapte. E vocea stăpânului care caută rod. Să închei pe un ton optimist. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în această dimineață se aude și vocea vierului. El este Iisus Hristos, mijlocitorul nostru cel bun. Și El zice și astăzi la dreapta Tatălui, Tată, mai lasă-l și anul acesta. Doamne, am să-l sap, am să-i pun gunoi, am să mă ocup de el. Doamne, mai lasă-l evangelizarea asta. Mai lasă-l duminica asta, mai dă-i un an. Frații mei, nu-i harul lui Dumnezeu că de 2000 de ani tot an de îndurare în biserică? S-a inaugurat anul de îndurare la Capernaum de mult și a zis Hristos, am venit să inaugurez anul de îndurare și iată că e 2024 și în Europa e pace și în Europa e bine și la Mansuie e un vreme de îndurare. Dumnezeu să mântuiască, Domnul să vă binecuvinteze. Doresc ca Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe mine să rodim. Singura ascultare e cea care duce la rod. Luați seama la felul cum ascultați. Și cine are urechi de auzit, să audă. Și adevărata roadă e roada care ajunge la coacere. Și roada voastră, frați și sorori de Mansuie, să rămână. Amin.